florit azi pentru tine. Pentru tine, mamă, le-am cules. Am ales cea mai frumoasă floare. De ziua ta cu drag ți-o dăruiesc. Cât voi exista pe lumea asta, cât voi mai putea, mamă, să cânt. N-am să uit de tine și de tata. Mă doare sufletul și vreau să plâng. Hristos a înviat! Ați primiți și pe noi la sărbătoarea dumneavoastră! Primim cu dragă inimă! Mulțumim! Cu dragă inimă vă poftim! Doamna Alexandra, bună ziua și Hristos a înviat! Noi venim de la compania Surprize de Vis și cu ocazia zilei de naștere avem o frumoasă surpriză pentru dumneavoastră. Așa, coșulețul cu fructe, dar îl pun aici că este mai greu. Mulțumesc. O orhidee pentru dumneavoastră, că știm că le iubiți. Și o sticlă de șampanie pentru masa de sărbătoare. Mulțumim frumos, în toată inima. Vreau să vă întreb cum credeți, din partea cui este surpriza? Am copii, am nepoți, trei nepoți. Eu s-o cot cu unul suflă, mai dimineață și s-o să merge de mucuță. Și ia că te cățe ajuns la noi cu bucurie. Să știți că avem și o felicitare pentru dumneavoastră. Scumpa noastră mamă și bunică, ai ajuns la așa o vârstă frumoasă. Noi îți mulțumim din suflet pentru grija ce ne-ai purtat-o și căldura ce ne-ai dat-o. Sănătate multă noi îți dorim și să știi că noi te iubim, cu drag din partea copiilor și nepoților. Da, vă mulțumesc frumos, lor le mulțumesc frumos, mulți ani fericiți familiilor întregi și la toți împreună care îi am pe țări, pe lume, duș. Și gine și postăți azi că cum împreună cu aici, dacă nu poți arașe cu lucru. Dar când o să vii, o să mă bucur și atunci tot o să și igiene. Noi, din partea noastră, îi dorim multă sănătate și să ne mai fie mulți ani alături, fiindcă avem nevoie de ea. Și atât. Mama nu mai plânge, mai lacrima, eu niciodată în viață nu te voi uita. De dragul tău, măicuță, azi îți dăruiesc cea mai frumoasă floare pe care o iubesc. Mama nu mai plânge, nu mai lacrima, eu niciodată în viață nu te voi uita. De dragul tău, măicuță, azi îți dăruiesc cea mai frumoasă floare pe care o iubesc.